Aș vrea totuși să vă ridicați în picioare ca să mai citesc un cuvânt din Scriptură, un cuvânt care pentru corinteni era de mustare, dar pentru noi cred că poate fi un text, un cuvânt de analiză a vieții noastre personale, a celei de familie, a celei de biserică și raportat la, la relațiile noastre cu alte persoane în jur, cred că ne poate fi de folos dacă lăsăm ca acest cuvânt al Scripturii să ne vorbească în mod personal. Uitați-vă ce spune aici Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 3, la pagina Bibliei 1113, despre dezbinările care erau în Corint. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi și nici chiar acum chiar nu le puteți suferi. Și pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice, eu sunt al lui Pavel, și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni din lume? Cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut. Și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Frați și surori, m-am gândit la acest pasaj cu multă vreme în urmă când l-am studiat și când m-am trecut prin filtrul acestui cuvânt și am văzut cum mă relaționez eu față de adunare, față de cei care erau acolo slujitori, față de ceilalți din jurul meu și cum sau ce credeam eu că sunt sau însemn înaintea lui Dumnezeu cândva, când poate eram la început sau când poate Dumnezeu făcea ca primele roade ale cuvântului să apară în viața mea și astfel am putut să fiu de folos pentru învățătura sau ucenicizarea altor persoane. Și cred că acest cuvânt, care era pe atunci de mustare pentru biserica din Corint, s-ar putea să surprindă anumite aspecte ale vieții noastre personale, în care să ne lăsăm îndreptați de cuvântul lui Dumnezeu, să ne lăsăm capacitați cu o nouă atitudine de Duhul lui Dumnezeu, care schimbă viețile noastre pe măsură ce auzim, citim, conspectăm cuvântul lui Dumnezeu și lăsăm să ne redirecționeze viața. Și ajungând la acest final, cândva vom spune slavă Domnului că la biserică am fost și am auzit cuvântul care mi-a schimbat sau mi-a corectat, mai bine zis, viața mea personală. Și nu o facem noi, predicând de aici sau învățând de aici, nu o fac cântăreții care prin cântările lor au mesajele Scripturii și nu o fac oamenii din comitet doar sau ci mai de mult decât atât, o face Duhul lui Dumnezeu care lucrează tot timpul în viața noastră. De aceea, frați și surori, dacă privim la biserica aceasta din Corint, cu siguranță vom deosebi că au fost câteva lucruri care nu erau în ordine acolo și nu ar fi trebuit să fie, să zic așa, personale pentru biserica Domnului Iisus din orice loc, din orice loc a biserică locală. Ținta spre care noi ar trebui să ajungem pe măsură ce trece timpul în viața de credință, lăsându-ne echipați cu cuvântul, cu tot ceea ce acumulăm ca și ucenici în procesul acesta de ucenicizare pe care de-a lungul vieții îl facem, ar trebui să fie ajungerea la maturitatea creștină. Adică la maturitatea duhovnicească, maturitatea spirituală. Ca să nu mai fim copii purtați de orice vânt de învățătură încoace și încolo, să ajungem la statura de om mare, de om duhovnicesc, de om matur, din punct de vedere spiritual și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. De aceea aș vrea să-mi intitulez mesajul meu din această zi în felul următor. Piedici în calea creșterii spre maturitate. Piedici în calea creșterii spre maturitate. Uitați-vă, o primă piedică pe care am interpretat-o și care cred eu că spunea Apostolul Pavel, printre alte cuvinte aici,
erau decalajele spirituale dintre credincioși. Decalajele spirituale dintre credincioși. Versetul 1 și versetul 2 îl recitesc: că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Domnul Iisus, când i-a spus lui Petru, i-a spus să pască mielușei, să pască oițele, să pască oile. Adică să dea hrană acestor categorii de creștini care sunt în biserică, potrivit cu ceea ce pot mânca ei la vârsta lor atunci. Și deosebim aici în biserica din Corint, în versetul acesta, trei categorii de oameni. Oamenii duhovnicești, n-am putut să vorbesc ca unor oameni duhovnicești, spune versetul 1, oamenii lumești și pruncii în Hristos. Oamenii lumești nu pot înțelege învățătura duhovnicească pentru că ei n-au Duhul lui Dumnezeu. Sunt asemenea oamenilor care vin la evanghelizările noastre, se predau Domnului Iisus, dar încă nu sunt eliberați de faptele moarte, încă cugetul lor nu este curățit de lucrurile care stăpânesc asupra lor. Și ca să-L ai nu numai ca Mântuitor, ci și ca Domn, trebuie să fie eliberat și născut din nou, și Domnul să ajute unor astfel de oameni care vin în bisericile noastre, sub cercetarea Duhului, sub impulsionarea Cuvântului, se predau Domnului, dar au o luptă până când vine momentul acela în care spune cu toată siguranța, ca și David: Domnul este păstorul meu. Nu Domnul va fi păstorul meu cândva, când voi ajunge la această încredințare interioară. Frați și surori, ne gândim la aceste trei categorii de... Să-i luăm, de exemplu, pe pruncii în Hristos. 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 2. Spune în felul următor: și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Ca să poată omul să se hrănească, trebuie să existe o nevoie. O nevoie ca la bebelușul acela, care are nevoia ca să se hrănească și să fie astfel potolită foamea, care este o nevoie a oricărui om. Când găsești hrana spirituală, când vii la biserică, care este Cuvântul lui Dumnezeu, la început te hrănești cu laptele duhovnicesc al Cuvântului, adică cu învățăturile începătoare ale Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ne uităm undeva în Evrei, capitolul 6, o să vedem acolo în versetul 1 unele din acestea, că sunt categorizate ca fiind pocăința și credința în Dumnezeu. În versetul 2 din Evrei, capitolul 6, vom găsi că este o învățătură începătoare și învățătura despre botezul și se împar biserici de la formele botezului, nu? Apoi, învățătura despre punerea mâinilor, despre învierea morților, despre judecata veșnică. Și Evrei 5, cu versetul 13, concluzionează că oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Poți să ai mai mulți ani de la botez? 10? 20? 5 ani? Poate? Și să fii tot prunc în Hristos. Să nu fi crescut deloc în ce privește creșterea asta spre a ajunge la ținta, anume maturitatea spirituală, maturitatea duhovnicească. Și să te hrănești tot cu lapte. Poți să fii un om care îndemn pe popor și să ai un temperament coleric și să creadă oamenii că e Duhul lui Dumnezeu când le strânește emoțiile. Poți să fii un om care îndemn poporul, dar nu ai substanță în ceea ce spui, pentru că nu ești obișnuit cu cuvântul acela despre neprihănire, cuvântul mai tare al Scripturii, pentru că pui accentul pe reguli, pui accentul pe, să zicem așa, pe libertinism, sau devii un legalist, însă să știi calea de mijloc pe care trebuie să meargă oamenii maturi din punct de vedere spiritual, oamenii duhovnicești, este calea slobozeniei în Hristos. Nu e libertinism, nu e legalism, ci este slobozenia aceea în care noi am fost sloboziți de domnia firii pământești care era asupra noastră cândva.
Și suntem o făptură nouă, o făptură care crește, în care ne hrănim în mod adecvat, potrivit cu anii pe care avem de când ne-am întors la Dumnezeu, cu hrana aceasta mai tare a cuvântului lui Dumnezeu. Autorul epistolei către evrei îi musta pe unii oameni care erau de ani de zile pocăiți, de ani de zile botezați, și care nu crescuseră așa de mult și ar fi trebuit să fie deja învățători. În Evrei, capitolul 5, cu versetul 12, spune așa: în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți trebuință iarăși de cineva ca să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Omul matur, omul duhovnicesc însă, omul mare înaintea Domnului, este omul care se hrănește cu o hrană mai tare din cuvânt. Uitați-vă la Evrei, capitolul 5, cu versetul 14, ce spune acolo cuvântul Dumnezeu: dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare, să deosebească binele și răul. Omul duhovnicesc, omul matur din punct de vedere spiritual, are capacitatea de analiza oricărei lucruri și ungerea Domnului învață ce trebuie să ia ca decizie să împlinească voia lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 2, cu 20, vorbește despre această ungere, că nu avem trebuință să ne învețe nimeni, ci ungerea lui Dumnezeu ne învață toate lucrurile. Și în versetul 27, acolo vorbește tot despre această ungere, însă ea este adevărată, nu este o minciună, și femeia aceea de la câmp care se întoarce la Domnul știe cum să se păstreze, cum să vorbească cu vecinii, cu consătenii ei când este acolo la brază și lucrează împreună pe aria respectivă. Știe, pentru că o învață ungerea care este prin nașterea din nou asupra fiecărui creștin care devine prunc în Hristos și apoi, pe măsură ce se lasă călăuzit de Duhul, ajunge și om duhovnicesc. De aceea, frați și surori, noi trebuie să ajungem la acest final, să fim oameni maturi, oameni mari în ce privește știința a modului cum să vorbim, cum să ne comportăm, cum să ne relaționăm la ceilalți care sunt prunci în Hristos, pentru că există în bisericile locale decalaje, diferențe între capacitatea de a înțelege lucrarea, cuvântul lui Dumnezeu atunci când se predică, când se vorbește, așa cum erau și între ucenici. N-a zis Domnul că trebuie să mănânce trupul și sângele lui să-l bea și i-au zis: cum putem să fim carnivori? Și s-au dus. După vreme au venit înapoi, pentru că au crescut un pic și au avut acea capacitate spirituală de a înțelege vorbirea duhovnicească. Și au rămas lângă Domnul pentru că Dumnezeu i-a ținut, nu? Dar aici, în biserica din Corint, exista aceste trepte de creștere și erau oameni prunci în Hristos, oameni chiar lumești unii din ei, și erau și oamenii duhovnicești. Decalajele acestea spirituale pot crea foarte grave neînțelegeri între creștinii din bisericile locale și de aceea Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 20: fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate, fiți prunci, iar la minte oameni mari. Este adevărat că atunci când ne-am întors la Domnul, s-a produs metanoia, schimbarea gândirii și a venit cuvântul Dumnezeu la nivelul minții noastre, am dat la o parte toate principiile vechi sau ideologiile de viață pe care le-am avut și acum ne lăsăm călăuziți de cuvântul lui Dumnezeu. Dar Biblia spune să ne încingem coapsele minții noastre și dacă ne uităm în Roman capitolul 12 cu versetul 1, acolo spune să ne noim în duhul minții noastre. Și asta trebuie să o facem zilnic din cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să nu luăm doar ca o literă moarte care n-are efect, ci este doar o literă, o informație din Scriptură pe care ne învățăm pe de roșu, o predicăm sau o spunem altora, dar ea nu are suficient de putere multă să schimbe, pentru că eu nu o las să mă schimbe. Pentru că eu nu întreb în spatele cuvântului pe care îl citesc: Doamne, ce vrei să-mi vorbești personal? Și vei auzi prin glas lăuntric că Duhul îți vorbește ceva. O învățătură duhovnicească pe care trebuie să o urmezi, pentru că astfel să poți să fii de folos prin exemplul tău, care nu neapărat că trebuie să-l arăți,
ci este, ar trebui să fie modul tău de viață, trăirea în maturitatea asta creștină, și Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Ținta este să ajungem, cum spune capitolul 4 cu versetul 13 la 15 din Epistola către Efeseni, toți ar trebui să ajungem la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor, în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, adică la Hristos, slăvit să fie numele Lui. Frați și surori, El acolo vorbește despre darurile, slujbele pe care le-a dat Hristos în biserică. Toate aceste slujbe se unesc pentru a face un front comun sau să aibă un scop comun pentru viața credincioșilor, să fie acea zidire, sfătuire, mângâiere, maturizare, edificare, consolidare pe temelia care este Hristos Domnul, și acesta trebuie să urmărim noi fiecare cu darurile pe care le-a dat Dumnezeu, și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dacă apar neînțelegeri într-o biserică, dacă n-au ajuns la acea unitate sau, să zic, duhovnicitate la care trebuie să ajunge, maturitate creștină, atunci una din piedici este și aceasta, decalajele spirituale dintre credincioși. Apoi, al doilea lucru pe care vreau să-l punctez aici din ce spune Apostolul Pavel când scrie Corintenilor este că o altă piedică a creșterii spre maturitate sunt și partidele din biserică. Partidele din biserică. Versetul 3 și 4 spune aici: pentru că tot lumești sunteți, în adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Și spune aici, când unul zice, eu sunt al lui Pavel, și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni din lume? Între iudei știm că erau partidele acelea majore, farisei și saducheii, și erau între ei o luptă, nu? Când Apostolul Pavel s-a convertit la creștinism, l-au identificat pe el ca fiind mai marele partidei nazarinenilor, pentru că Iisus a născut în Nazaret, a fost numit așa ca și partidă cei ce erau și mergeau după învățăturile lui Pavel, nu? De exemplu, purtătorul de cuvânt al marelui preot Anania, numit în Tertul, când îl părăște pe Pavel la dregătorul Felix, spune în Fapte, capitolul 24, cu versetul 5, am găsit pe omul acesta, care este o ciumă, pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul, este mai marele partidei nazarinenilor. Apoi, iudeii din Roma, de exemplu, știind că această partidă stârnește pretutindeni împotrivire, nu? Spunea în Fapte, capitolul 28 și cu 22 lucrul acesta, au împărțit pe cei care erau atunci între iudei, erau și acolo partide, erau și ceilalți care erau creștini, și au numit că este o partidă care strică învățătura, să zic, a adunării lor, a sinagogii lor, nu? A iudaismului. Și așa poate fi și într-o biserică creștină actuală, au fost și găsim pe paginile Sfintei Scripturi neînțelegere în biserica din Corint și în oricare alta. Și de ani de zile fiecare din noi constatăm, în anumite locuri unde mergi și vorbești cu unul și cu altul și vezi situația, de fapt, că și în acele biserici locale care nu sunt perfecte, ci perfecțiunea o dă doar Hristos pe măsură ce timpul trece, sau când ne-am întors la Dumnezeu, dacă rămânem constanți până la capăt pe calea lui Dumnezeu și creștem să ajungem la maturitatea creștină, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Nu vrem să părăsim adunarea cum am uit de obicei și nu vrem să facem partide în adunare. Scopul slujirii noastre, scopul adunării noastre este părtășia, este unitatea în Hristos, scopul nostru este proslăvirea numelui lui Dumnezeu. Scopul nostru este ca oamenii să vadă între noi dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Hristos, și ieșind afară să o unim cu dragostea de toți oamenii. Scopul lui Dumnezeu, și fiecare dumneavoastră puteți spune acolo mai multe lucruri pe care le găsiți din Scriptură.
În capitolul acesta spune aici că erau și în biserica din Corint partide și 1 Corinteni 11 cu 10 spune, cu 19 spune că trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină ce-i găsiți bun. Acest trebuie însă, nu a trebuit să fie așa, dar chiar dacă scrie aici trebuie, el este doar o constatare, acest trebuie, pentru că Pavel știa, știu că întotdeauna au fost partide și în sânul iudaismului și în sânul creștinismului vor fi, au fost partide între ucenici, chiar între ei nu se înțelegeau, s-au mâniat unii pe alții că unii au avut tendința de a fi mai mari în mijlocul lor și Domnul i-a coborât pe treapta smereniei și le-a spus, cine vrea să fie mai mare între voi să slujească celuilalt. Dar, cu alte cuvinte spune, întotdeauna în creștinism vor fi partide. De ce? Pentru că nu toți înțeleg adevărurile spirituale, nu toți înțeleg sau se supun autorității puse sau rânduite de Dumnezeu în biserică. Întotdeauna vor fi partide pentru că nu întotdeauna autoritatea din biserică este exercitată în mod corect și după principii corecte și poate unii, ca și Diotref, vor face uz de autoritate și vor acționa în dreptul altora pe nedrept. Vor fi întotdeauna astfel de partide în biserică și astea vor fi o piedică în calea creșterii spre autoritate acelei biserici care trebuie să ajungă la unitate până vor avea o simțire, un gând, un cuget și fiecare vor lucra doar pentru slava lui Dumnezeu. Uitați-vă că partidele sunt amintite ca fiind, să zic așa, roada firii pământești. În Galateni, capitolul 5, cu versetul 20 și 21, sunt amintit o groază de lucruri acolo despre închinare la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, sunt personale pentru partide, nu? Zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide. Vor fi întotdeauna oameni care vor avea alte scopuri în inima lor atunci când vin la biserică. Poate unii, văzând că Dumnezeu le dă un dar, ceva sau o slujire, cred că merită mai mult decât li se cuvine și nu acceptă voia lui Dumnezeu în viața lor. Nu se smeresc ca la timpul potrivit să înalțe Dumnezeu, adică nu într-o funcție, ci să-L folosească Dumnezeu. Asta spune Dumnezeu acolo despre cel smerit, nu? Și încearcă prin puterile lui personale, prin relațiile lui, prin trecerea care au pe lângă unii oameni să se ridice mai sus decât alții. Și Pavel spune clar, nu? Băi, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi, să n-ai o părere mai înaltă despre sine decât cât se cuvine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia, nu? Și dacă ai primit un dar, o slujbă, de ce te lauzi ca și cum n-ai primit? Adică de ce prin acțiunea ta de a te ridica, de a te înălța, de a face o partidă, o altă partidă din biserică, de a ieși din partid din biserică, de exemplu, așa, încerci să arăți de fapt că tu nu consideri că ai primit, că tu consideri că e una tu a tău personal, că e ceva ul acela ca efort individual pe care l-ai făcut și ți se cuvine ca și potrivit cu legea. Dar aici ești sub harul Dumnezeu. Aici toate lucrurile primești prin har. Slujbele, darurile, mântuirea, iertare, toate sunt primite prin har. De aceea, frați și surori, eu cred că este momentul ca fiecare din noi, analizând aceste lucruri care s-au întâmplat în Corint, analizându-ne viața noastră, să vedem dacă nu cumva suntem pe o treaptă mai mică decât Dumnezeu ar vrea la anii pe care avem de când ne-am întors la Domnul. Că nu mai punem accentul pe cuvântul așa de mult în particular și nu mai creștem așa de mult în cuvânt pentru ca ungerea Domnului să poată să facă legătura, conexiunea între neuronii minții spirituale pe care Dumnezeu ne-a dat-o și care trebuie să fie plină de elemente care să poată să ne îmbogățească cunoștința, pentru că astfel neuronii aceia să facă conexii spirituale și să înțelegem adevărul duhovnicești mai adânci. Și Doamne, cât de mult am vrea să-L înțelegem și vrem ungerea asta, capacitatea de a putea analiza orice lucru și să luăm o decizie corectă, potrivită cu voia lui Dumnezeu. Lasă, Doamne, și peste biserica Răul Sfânt. Doamne, îți mulțumesc că faci lucrul acesta. Dar mai este o piedică care pot să o punctez aici din acest pasaj. O altă piedică în calea creșterii spre maturitate sunt comparațiile greșite. Comparațiile greșite.
Uitați-vă că au făcut comparații între predicatorii care au trecut prin biserica, să spune Duhul Sfânt și dumneavoastră și noi, oriunde mergem, la o evanghelizare de o săptămână, poate că ne dăm cu părerea. Mie mi-a plăcut mai mult de cutare. Altul mie de celălalt. Altul de altul. Și facem comparații greșite. Așa au făcut aici în Corint. Versetul, cite și 4 din nou. Când unul zice, eu sunt al lui Pavel și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni din lume, cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. De obicei, comparațiile greșite au la bază fie criticismul care unii l-au mai accentuat, de exemplu, sau poate alții au simțul ăsta critic așa pentru că au crescut într-un mediu de genul acesta și tatăl acasă, mama acasă, nemulțumite la adunare, copilul când a crescut a auzit aceste lucruri și și-a pus amprenta atunci în copilărie când se formează caracterul sau mai încoace un pic și când a venit la adunare n-a putut să ajungă la maturitatea creștină și a devenit și el critic pentru că avea antecedente și știind informații mai multe, lasă-mă și cu adunarea. Și diavolul de-abia te așteaptă. Simțul ăsta critic să ți-l ascută și este adevărat că dacă ne gândim la cuvântul critică, sunt două înțelesuri, nu? Primul, a vorbi cu dreptate despre merit sau despre valoare. Și ne gândim acum doar la criticii aceia literari, care sunt experți în literatură și care pot să analizeze pe drept, de ce? Pentru că sunt experți în lucrul ăsta, să analizeze și să facă diferența și să dea niște verdicte în ce privește o operă literară, dacă trebuie sau nu apreciată și ei, dacă fac o critică, o fac pe drept, de ce? Pentru că ei sunt specialiști în a analiza astfel de opere. Și dacă cineva vine și vrea să repare o învățătură greșită de aici, de la Amvon, trebuie să o facă ca un om duhovnicesc. Dacă și unul din sală poate să o perceapă ca o critică. Depinde modul în care spui lucrul acesta. Voi care sunteți duhovnicești, puteți să ridicați pe cineva care cade deodată într-o greșeală, nu? Nu toți oamenii pot să consilieze, nu toți oamenii pot să aprecieze cu dreptate ceea ce se întâmplă în viața cuiva sau ce a făcut cândva ceva, cineva, nu? Apoi, există și oameni, și al doilea sens al cuvântului critică, este aceea în care o persoană vorbește în mod nedrept, folosind sentințe aspre și nefondate. O astfel de persoană condamnă o altă persoană, dar și acțiunea ei. O astfel de persoană se concentrează asupra greșelilor altora și le scoate în evidență, uitând că au oamenii aceia și niște merite care trebuie recunoscute. Și Proverbe, capitolul 11, cu versetul 12, spune: cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Apoi, omul acela judecă de multe ori după aparențe. Omul ăsta e așa un pic. Cine știe de ce a venit omul ăsta, de exemplu, nu? Sau omul ăsta nu prea îmi place figura lui, nu prea îmi place atitudinea lui, nu prea îmi place nu știu ce. E ceva acela de exterior la care noi judecăm. Când a venit în mijlocul vostru la început, spunea Pavel, a fost plin de frică și cu tremur. Și puterea predicării mele nu stătea în cuvintele înduplecătoare a înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Și voi m-ați minimalizat. Nu m-ați respectat ca pe un lucrător pe care îl folosește Dumnezeu. Și Biblia spune să-i apreciați pe cei care fac lucrul ăsta în mijlocul vostru, mai ales pe cei ce se ocupă cu învățătura, nu? Și spunea lucrurile acestea. Și a venit Apollo, care era mai în temperamentul lui mult mai coleric și mai exhaustiv așa și au trezit multe emoții acolo și s-au făcut acolo comparații greșite. Apollo e mai bun predicator ca și Pavel. Deși Pavel a depus acolo efort și a consolidat biserica, a făcut seminar biblic cu ei acolo, i-a ucenicizat, a încercat să-i ducă spre ținta care e maturitatea duhovnicească și totuși au apărut acolo neînțelegeri și pentru faptul că oamenii aceștia au făcut comparații greșite. Poți face comparații greșite
și legat de familia ta sau a altora. Poți face comparații greșite de copilul tău, de soția ta, de slujitorii din biserica ta, de biserica ta vis-a-vis de altele mai mari sau mai mici, sau de modul de închinare de aici, de modul de închinare în altă parte. Totul este să nu ne axăm pe formă, frați și surori, ci pe principiu. Forma răspunde la întrebarea, cum facem ceea ce trebuie să facem? Și de aici apar neînțelegerile, rupturile în biserică, apar partidele, pentru că noi punem accentul pe formă. Cum cântăm, cum predicăm, cum ne îmbrăcăm, cum. Principiul sau porunca lui Dumnezeu este răspunde la întrebarea ce trebuie să facem. Și de la asta nu se despar biserice. Toți trebuie să știm că, și știm, că trebuie să ne rugăm, că trebuie să predicăm, să citim cuvântul, să cântăm, să lăudăm pe Domnul, să avem anumite acțiuni prin care să facem bine ca și biserică, să evangelizăm. De la acestea nu se despart oamenii din biserică, doar de la forme. Și de aceea creștinii maturi nu pun accentul pe forme, pun accentul pe Hristos, pun accentul pe cuvânt, pun accentul pe Duhul lui Dumnezeu care ne perfecționează zi de zi, aducând în ființa noastră caracterul după voia lui Dumnezeu și roada Duhului. Și noi ar trebui să ne lăsăm călăuziți de acest lucru și să facem singura comparație pe care ne-o permite Dumnezeu. Aduceți-vă aminte cum ați fost cândva. Priviți la marginea gropii din care ați fost scoți și uitați-vă la ce a făcut Dumnezeu în mijlocul vostru. Ați meritat voi lucrul ăsta? Ați meritat să vă hrănească cu iarba grasă a cuvântului lui Dumnezeu? Ați meritat să vă dea o dignă pentru sufletul vostru? Ați meritat să vă scoată biruitor din încercări? Ați meritat să vă țină în harul lui Dumnezeu? Ați meritat să fiți în casa Domnului și să vă ajute să fiți până la sfârșitul zilelor dumneavoastră, cum spunea David, în casa lui Dumnezeu și nu oricum, ci cu bucurie? Unde sunt partide, unde sunt neînțelegeri, unde sunt comparații greșite, unde nu există creștere spirituală, nu este bucurie. Unde este legalism, nu este bucurie. Vezi doar riduri și vezi când Duhul Dumnezeu lucrează cum cur lacrime la oameni respectivi. Dar de ce? Pentru că oamenii s-au obișnuit să judece după înfățișare. Să fie după un anumit tipar în care ei au crescut și nu sunt de vină ei. Pentru că au fost tot prunci în Hristos și au crescut tot într-un mediu în care și mergând în altă parte, văzând că accentul se pune pe dragostea lui Dumnezeu, pe harul lui Dumnezeu și pe mersul, sau mai bine zis, alergarea pe calea poruncilor Dumnezeu, pe calea slobozeniei, atunci dau slavă lui Dumnezeu. Și spun, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai schimbat optica, că m-ai maturizat, că m-ai făcut mai duhovnicesc, Doamne. Vreau, Doamne, să fiu mai tolerant cu alții, așa cum ai Tu clemență față de mine când te rog să-mi ierți păcatele zilnic, Doamne. Și cred că fiecare am experimentat această eliberare și iertare zilnică. Mai este un punct pe care vreau să-l ating, pentru că timpul trece și mai este și o a patra piedică în calea creșterii spre maturitate în biserică, și anume oamenii care fură slava lui Dumnezeu. Oamenii care fură slava lui Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat în Corint, acolo prin Pavel, prin Apollo. A lucrat și în alte părți, prin Chifa, prin alții, nu? Și au spus la unison că nu noi am făcut lucrul acesta, ci Domnul Iisus Hristos, Cel care a înviat din morți, El face lucrurile acestea printre noi. Și Pavel spunea foarte clar că totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu slăvit să fie în numele Domnului. De aceea, frați și surori, eu am încercat în ziua de astăzi să vă aduc mesajul pe care Domnul mi l-a dat cândva când am studiat acest pasaj și pe care l-am pus ulterior într-o carte de schițe predici. Și cred că atunci când ești inspirat și când cuvântul lui Dumnezeu vine de la El, trebuie dezvoltat și în ceea ce privește ce trebuie să facem unii în dreptul celorlalți, a trebuit să ne ucenicizăm unii pe alții și prin atitudinea noastră, care trebuie să fie o atitudine smerită, oamenii să dea slavă lui Dumnezeu. Iată, care e antidotul lui Dumnezeu? Cred eu, antidotul lui Dumnezeu pentru ca o biserică să aibă cale liberă în creșterea spre maturitatea duhovnicească. Smerenia. Smerenia este
o stare pe care trebuie să trăim continuu, nu un lucru pasager. Nu este ceva care apare așa peste noapte. Într-adevăr, când ne-am întors la Domnul, ne-am smerit, recunoscându-ne sărăcia în duș și recunoscând că numai Dumnezeu este acela care poate să mă schimbe, care poate să mă elibereze, care poate să mă transforme într-un om duhovicesc. Dar pe măsură ce timpul trece și Dumnezeu te-a capacitat cu ceva, cu un dar, cu o slujbă, trebuie să trăiești în smerenie. Am găsit despre smerenie că omul trebuie să-și smerească sufletul, versete din care am dedus aceste lucruri, să-și smerească duhul, să-și smerească inima. Omul trebuie să-și smerească și trupul. Din păcate, unii încearcă din exterior să pornească spre interior. O schimbare la Dumnezeu vine din interior spre exterior. Când înăuntru ești smerit cu duhul, oamenii din jur vor vedea lucrul ăsta și vor copia exemplul tău. Cât de mult trebuie să se smerească omul și-am găsit? Să se smerească mult, să se smerească foarte mult, să se smerească adânc, ca Manase când a fost cândva să-și piardă viața, deși a fost un împărat nu așa de bun întotdeauna, nu? Ei, și trebuie să se smerească ca un copilaș, am găsit în Biblie, să se smerească, să zic eu așa, care e limita maximă la care trebuie să ajungă omul? Și vă spun așa concluzia finală, până când smerenia ajunge un mod de viață. Când smerenia ajunge un mod de viață, nu trebuie să spui tu că e smerit. Smerenia nici nu știe că este smerită. Cei din jur vor spune lucrul acesta. Deci, frați și surori, știți, eu pun accentul pe cuvântul Domnului care ne-a transformat viața și care în cursul de ucenicizare la picioarele Domnului poate să ne ajungă să ajungem la scopul acela final pe care îl are Dumnezeu cât trăim în trupul acesta și suntem în biserice locale, fiecare ca mădular în trupul Domnului slăvit, care este biserica Domnului de pe tot pământul, din orice vreme și din orice loc. Și cred că Dumnezeu este acela care, până când vom trebui să mergem acasă ca și Pavel, se cită aici, să fim pregătiți ca să fim înnobilați cu trupul de slavă peste trupul acesta care va învia cândva nesupus putrezirii și despre care spune Apostolul Pavel că va fi acea parte finală a mântuirii, pentru că acum suntem mântuiți prin credință, însă și trupul nostru va fi mântuit, salvat cândva, pentru că Petru spune clar că trebuie să ne punem nădejdea în mântuirea care ne va fi descoperită în vremurile de apoi, adică transformarea trupului nostru. De aceea, frați și surori, trebuie să ne obișnuim încă de acum, de aici, de pe pământ, cu Duhul lui Dumnezeu, cu Cuvântul Domnului, cu o stare potrivită după voia Lui, cu o călăuzire după vocea Duhului, ca roada Duhului să vină în viața noastră și ajungând la finalul vieții, să spunem așa, totuși nu eu, ci Harul lui Dumnezeu. Amin.